În această a doua generație de femei în cadrul Academiei de Liderism Feminin, avem participante cu un background divers, ceea ce este foarte bine. Sunt participante care au experiență vastă în ceea ce constituie o campanie electorală și a candida, ceea ce este o provocare pentru noi, pentru că trebuie să le menținem interesul activ și să le contribuim cu informații care să le facă să fie și mai bune în ceea ce își propun. Dar avem și candidate care nu au un background electoral sau politic, deci provocarea este să le facem interesate, determinate să câștige alegerile pentru campania electorală locală. Dacă e să vorbim despre generația anterioară, suntem foarte bucuroși și bucuroase că avem femei care au fost alese în Parlamentul Republicii Moldova. Deci ceea ce am făcut împreună este o contribuție la rezultatele pe care le avem astăzi.